Bună ziua și bine ați venit pe canalul meu. Vă aștept cu mare, mare drag să vă abonați în număr cât mai mare acestui canal și sper din suflet să și rezonați cu mesajul pe care îl voi transmite. Voi face o etalare pentru cei din Zodia Taur pentru perioada 1-15 august 2024. Haideți să vedem ce așteaptă pe cei din Zodia Taur în perioada 1-15 august 2024. Ce mesaje au cărțile de tarot pentru cei din Zodia Taur? Atenție, fiind o etalare generală, nu toată lumea va rezona cu mesajul. Dumneavoastră luați doar ce rezonează. Iar pentru cei care doresc să susțină canalul cu o mică donație, o pot face în linkul din descrierea videoclipului sau prin super mulțumiri. Haideți să vedem. Ce așteaptă pe cei din Zodia Taur în perioada 1-15 august 2024? Ce mesaje au cărțile de tarot pentru cei din Zodia Taur? Wow! Avem deja un mesaj, justiția. Posibil să aveți de-a face cu Zodia Balanță. Vreți să vi se facă dreptate? Vreți să se clarifice o situație? Sau aveți acte, documente de rezolvat în această perioadă? Da? Alergați după rezultate? Vreți să finalizați anumite documente? Toate instituțiile de stat, da, aveți legătură cu ele. Ia să vedem despre ce este vorba. Cavalerul de Bâte, o nouă energie tânără, o mutare, wow, și cinciul de Bâte. Wow, ce se întâmplă cu voi, dragi tauri? Ce se întâmplă? Și la baza pachetului avem nouăle de monede. Vă luptați pentru o poziție, pentru un contract, pentru afacerea proprie. Pentru independență, da? Poate unii dintre voi vă doriți să renunțați la o căsnicie sau la un contract, renunțați la un loc de muncă, acționați, faceți ceea ce vă place. Aici cu cavalerul de bâte, da? Faceți ceea ce vă place, sunteți atrași de acest nou, faceți o mutare, o schimbare de domiciliu, da? un drum care va duce mult entuziasm aici vouă, da? Posibil să aveți de-a face cu zodiile de foc, leu, berbec, săgetător, da? Posibil și acest lucru, dar este posibil să aveți de-a face și cu o persoană imatură aici, o persoană care se joacă de a du-te vino, da? Dar și aici o competiție, o luptă, o gelozie, o invidie, ca să zic așa, da? Se dă aici o bătălie, poate în sufletul dumneavoastră, da? Nu este neapărat să fie fizic sau să fie într-un grup de oameni, da? Poate, da, unii dintre voi vă doriți independență, sunteți într-o competiție, vreți să câștigați această competiție, poate sunteți, nu știu, proprie afacere, da, și cumva vă luptați să fiți pe primul loc, sau pur și simplu vreți să renunțați la locul de muncă pe care îl aveți unii dintre voi și să vă axați pe ceva care dumneavoastră vă durează de foarte mult timp, să fiți independenți, să aveți propria voastră afacere, dați roade, bineînțeles, aveți de cules roade, pentru că nouă de monede vorbește despre cineva sigur, stabil, sau vă, da, vă reprezintă și pe voi această carte, bineînțeles, zodiile de pământ pe voi, cât și pe Capricorn și Fecioară, da? Deci voi vă doriți stabilitate, vă doriți independență, siguranță și sunteți foarte siguri pe voi, vă luptați, știți că veți câștiga această competiție, această luptă, această, nu știu, poate chiar divorț în unele situații, da? Ia să vedem. Această competiție, da, ia uitați, deci se vorbește de acțiune, deci voi veți acționa aici. Posibil să aveți de-a face, da, cu zodiile de foc, leu, berbec, săgetător aici, regele de bâte, sau aveți, duceți o luptă cu o persoană așa, da, cumva, persoană care cumva reacționează la impuls, este o persoană impulsivă, da, face lucrurile pe loc, dar este și o persoană care vă atrage. Vă place această persoană, vă place energia acestei persoane. Sau voi, da, am și spus, voi cred că intrați în această energie, simțiți nevoia să faceți lucrurile pe placul vostru, simțiți nevoia să ieșiți un pic din zona de confort, da,
Vreți să ieșiți în față, vreți să spuneți ceva, vreți să arătați. Unii dintre voi, cum am și spus, posibil să aveți în propria voastră afacere și să dea roade, da? Sau la locul de muncă, nu este neapărat, aveți o poziție foarte importantă, da? Poate sunteți, da, manager sau ocupați un post foarte important la locul de muncă și cumva apar anumite competiții sau anumite conflicte sau sunteți în fața pus, sunteți în puși într-un fața unei situații destul de imature, ca să zic așa, și trebuie să luați o decizie în privința asta. Parcă decizia stă în mâinile voastre. În privința unei persoane irresponsabile sau care e așa un du-te vino, da, chiar și la muncă, da, nu este neapărat să fie persoana din viața voastră. Poate la locul de muncă este cineva care nu își face treaba, doar face lucrurile așa de, da, este o persoană neserioasă și provoacă multă agitație în jurul său și cumva trebuie să luați o decizie în privința acestei situații pentru că se pare că aveți multe plângeri din partea celorlalți. Această persoană este neserioasă, nu își face treaba. Da? Aici avem 8 de bâte. Multă comunicare, multă pasiune, multă atracție aici, vești plăcute, da? Foarte multă pasiune și colaborări, contracte. Aveți aici ceva care vă aduce un succes. Este ceva care, la care nu v-ați așteptat și v-ați luptat foarte mult timp. Mare preot, da? Vorbim despre contracte, da? Exact ce spuneam mai devreme, contracte serioase, stabile, vă reprezintă pe voi, da? Zodia Taur. Ați ieșit foarte mult în etalarea voastră, da? Deci voi sunteți hotărâți să duceți această acțiune până la capăt, fie în dragoste, fie la locul de muncă, fie în viața de zi cu zi, da? Ceea ce voi vă doriți se va materializa, este ceva care v-ați dorit de foarte mult timp să specific acest lucru, da? Vă doriți aici stabilitate, siguranță, poate unii dintre voi ieșiți dintr-o căsnicie, nu mai vreți, vă doriți ceva sigur, stabil, poate că aveți de-a face cu o persoană care vă tot amâna, care nu vrea ceva sigur, care parcă tot timpul vă crea agitație, vă crea neliniște, da, sufletească. Iar unii dintre voi, da, posibil din persoane singure, da, să vă ajungeți în fața altarului în această perioadă. Sau să vă căsătoriți. Sau la o zi de sărbătoare se întâmplă un eveniment important pentru voi. Sau voi ajungeți să vă rugați mai mult, să credeți mai mult, să vă apropiați de divinitate. Sunteți așa oameni mult mai credincioși, mai prinși în această perioadă. Simțiți nevoia, da, să stați mai aproape de Dumnezeu în această perioadă, să vă liniștiți. Vă doriți echilibru, vă doriți liniște, vă doriți pace. Dar cumva, simt nevoia să spun că aici parcă vouă vi se face și o dreptate divină. Într-o situație de conflict, într-o situație în care ați fost neîndreptățiți unii dintre voi. Parcă apare așa de pe nepusă masă o situație, se clarifică, da? Ia uitați, ați avut cândva unii dintre voi, sau poate aveți în continuare, da? De făcut o alegere. V-ați simțit blocați, da? Aici vorbim de doi de spade, da? Ați avut de ales între minte și suflet, între două persoane, două situații, da? Nu a știu ce să faceți. Cineva v-a creat această stare, da? Sau o situație anume, v-a creat acest blocaj, dar voi veți ieși din acest blocaj. Veți ști ce aveți de făcut, veți ști ce aveți de ales, da? Veți renunța la imaturitate, la conflicte, la indecizii, la persoane nehotărâte, la persoane care nu își fac treaba, da, la locul de muncă sau chiar și în viața personală, da, prieteni, da, încercați cumva să vă alegeți prietenii cu grijă, să nu mai lăsați așa oamenii să intre în viața dumneavoastră care cum vor, da, și să vă creeze agitație în viața personală. Da, ia uitați trecutul. O să mai aveți momente în care vă prindeți de trecut, să vă mai uitați, da, cumva vă luptați să ieșiți din acea zonă de trecut cu cinciul de cupe aici, vreți să renunțați la trecut, vreți să dați uitării ce a fost, da, poate pierderea cuiva pentru unii dintre voi sau
plecarea cuiva, cineva care v-a abandonat sau a renunțat la voi sau voi ați fost nevoiți să renunțați la acea persoană, v-a creat o dezamăgire, da? A stat o perioadă aici, în această stare, unii dintre voi. Și acum, pur și simplu, vă recăpătați independența, străluciți, o luați de la capăt, da? Deci, acest blocaj, da? Voi vreți să ieșiți din acest blocaj, din această stare. Dar, ia uite ce frumos, doi de cupe, vorbim despre colaborări, despre contracte, despre suflete pereche, da? Unii dintre voi, din persoane independente, da? Singur, singură, vă găsiți o persoană pe sufletul, da, și pe inima dumneavoastră, foarte frumos. Dar chiar și la locul de muncă, da, aveți parte de contracte, colaborări de succes, de parteneriate, da, de coleg, colegă, da, care munciți acolo în echipă și dați roade acestei firme, da, ca să zic așa, sau la locul de muncă, da, sunteți implicați acolo. Dar și în viața personală, da, aveți aici pe cineva care vă este suflet pereche și simțiți că ați întâlnit acea persoană. Foarte frumos. Da? Sunteți persoane sigure, deci ieșiți și renunțați la trecut, renunțați la stări și tot felul de lupte, da? În care ați tot dus și ați tot încercat să rezolvați, să fiți acolo, să înțelegeți ce se întâmplă, să fiți alături de acea persoană sau de acea situație și vreți să ieșiți. Sunteți dispuși să ieșiți, să renunțați, să clarificați, să puneți punct. Să nu mai aveți de-a face cu astfel de situații sau astfel de persoane. Cumva începe să deveniți mai egoiști, da? Să vă gândiți la voi, la sufletul vostru, la ce vă doriți voi. Sper să fi rezonat cu mesajul. Vă aștept și la următoarele etalări. Vă îmbrățișez cu mare, mare drag.